vin așa nepregătit. Încerc să fac mașina asta de ambulanță, că n-are nicio stabilitate în puii mei. De... Băi, n-auzi? Care ne aude? Stați așa că sun acum la doctor. Sun la doctor să vină? Să facem așa mai roleplay? Opa! Mai e o mașină în spate! Salut! Cine a intrat? Alex, fiu Mihai. Mă duc la ea. La ei, e mașina aia. Ok, vezi, ai grijă. A intrat Baftă. Alex, fiu Mihai, băieți. Oh, Alex, fiu Mihai. Hai că vine acum ambulanța. Mai rezistă puțin că vine acum ambulanța. Vezi că vine de, spre voi ăsta. Băi, mâinile sus. Hai, cum știu. Pe dacă se mai adă mine, George. Spune să nu se ridice celălalt de jos. M-am pușcat. Veniți aici, m-am pușcat. Să nu se ridice. Sunt ambii mori, i-am dat, i-am dobărât. Da, să nu se ridice, nu mai e bolțiu. Mâinile sus! Mâinile sus! Bă, ăsta se respawnează și mă omoară! Și mă omoară! Ha. Ce roleplay ăsta? Vreau și eu să știu. Îi împuș și se respawnează înapoi. Își dau revive. Nu. Uite cu sniper, uite! Își dau revive și după încep să tragă. Poate nu-și dau revive, au pilsul. Da, cum mănâncă pilsul ăla? Ce, n-ai știut că merge? Păi da, nu-i roleplay, cum mănâncă ăla? Roleplay n-ai pun. Roleplay ar fi Jay. Dacă ar face așa ceva. Minute la turnaie. Da, nu mai merge ambulanța. Bagă-te sub ea și împarte. Cum? Ușor. Păi zi bă cum, nu ușor. E, acum roleplay așa, dar nu mai cum să te bagi. Bravo, bă, dar stic. Hai. Găsește și tu un șans de ăla din să o bagi mașina așa să... Nu mai poți spin la intervenție. Are stabilitatea ambulanța asta de lux, să-mi bat piciorul. Nu, aia, mașina aia, șmecheră aia albă, care o ai tu. Bă, ce picanie ăsta, mă, vrea numai bani. Păi da, ori jucător mai juc. Dar n-are rost să mai venim noi la... Haideți să vă spun ceva. N-are rost să mai venim noi la intervenții dacă voi folosiți pilsuri pentru a vă reînvi. Eu n-am pilsuri, am nici George, nici David. Deci ce? Nu... Formal, cât medicul să aibă așa ceva, nu și poliția. Da. Bine. Continuăm, da. Țiganule. Și roleplay nu e să mănânci așa, că n-ai cum să mănânci mort. Cum mănânci mort? Cu statul tatu blond, cum mănânci? Dacă vreți să vă jucați, jucați-vă voi cu ăla, eu nu mai vin la intervenții. Eu mă bag o...
Da, cred normal, pe în momentul în care ai murit, chemi ambulanța, vine el, dacă poți să facă ceva ok, dacă nu te declară mort și cu asta, bă. Da, glonțul, dar tăcuța mică, ce fac? Dacă folosești tu... Eu n-am omorât pe băiatul ăla... Cirus mai are jobul de ambulanție. Glonțul e tăcuța mică, ce pală, cum mai mănânci din frumă? Nu mânca, nu vorbi cu gura plină. Mi-a dat un punct și o scăpat. Să-l frec. Cum îi zice? Eu cred că l-am omorât pe băiatul ăla Paco Q de 3 ori și se respawna mereu și... Dar eu nu mi-am dat pilsuri, să facem roleplay, na, și... Nu. Vă rog. Dar n-ar trebui să existe decât la medici asta. Care-i problema? Nu în fiecare țară este doctor, înțelegi? Faza e problema îi, că ajungem noi 5 minute până în deșert, aia e toată problema. Nu e nicio problemă, medic trebuie să fie. În momentul în care vor fi player pe joc, ar trebui să fie și medic. Dacă nu sunt eu, e detox, dacă nu e detox, sunt eu. Și tot vor, medici or să fie. David, unde ai murit? Ce? Eu acum sunt la secție. Au unat deja? Da. Atunci trebuie să spune la Fury să mărească numărul de asta, la 10 minute, părerea mea. Da. Poate să fie și un sistem de asta dacă nu ești server să... Da, el spawnează mai repede, da. Dacă detectează medic 10 sau 7. Dacă detectează medic, da. Gândi și eu, ar fi cel mai bun, sincer. Dar cum îi zice, dacă o să intre mai mulți player, ceea ce sper, și să fie mai mulți de ăștia, cum îi zice, de ăștia, doctor de ăștia, să poată, na, să, eu aș zice să avem două de-astea, una în Paleto și una aici, în oraș. Și dacă e vreunul, cum eram noi la aeroport sau nu știu, ceva, prin Paleto, prin de-astea, mai, așa, mai îndepărtate spre deșert, să vină aia de acolo, din partea... Aveți elicopterul la îndemână, știu eu. Când ce? Cinci... Sau să aibă elicopterul la îndemână, când 5 minute... Da. Adică nu zi dacă știu să vin. Polițist tot așa, dar nu alte elicoptere, că până la urmă așa, ăla e normal elicopterul ăla. Dar trebuie să-i zicem la Fury să mărească un pic timpul ăsta de, cum îi zice, de spawn la, cum îl cheamă? Zia! La... Alo. Ăsta de rapid, știi? Alo. Cum? Alo. Da. Pune la 7 minute sau 10 minute. Ce spui? Dacă e medic. Dar medicul să vină dacă e așa. Bine, și ei în mod normal n-ar trebui să se mai respawneze, că și eu am omorât pe fiecare de 3 ori și nu. Alo. Ce vor da? Ce? Stai, că vorbesc cu Kenan. Nu, ce? Încă nu sunt reguli stabilite clar. O joc, fiecare... Eu nu am ce să mă reînvie, dacă se reînvie cu pilsul, ce să fac? Să stau să mor acolo și îi fug. Hai, ne vedem la secție. Asta e problema. Că eu n-am treabă, eu dacă mă stau jos. Dar ei se reînvie, n-am ce le faci. Și ne vedem? Nu trebuie discutat cu Fury. Ne vedem... Da. Hai. Ce faci, David? Hai la asta, cum îi zice, la spital. Da. La ora cu hupa. Eu trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu Kenan, că nu știu ce vrea. Vin și eu. Nu, că nu este de poliție. Dar de ce? Cum îi zice, efectiv mă întâlnesc cu el, nu e ceva de misiune sau...
Da, am ăsta de poliție salvat și trebuie să-l dau jos. A zis să nu mă mai duc. Bună ziua! Bună ziua! S-a întâmplat ceva, colegul? Ce colegul? Sunteți colegul cu mine? Da, domnul David, nu mă știți, am venit și eu să-mi iau niște haine. Ești off-duty? Mhm. Hai că mă bag și eu off-duty să-mi iau și o mașină și să mă plimb. David? Da? Dacă ai bani în bancă, poți să ții mașină? Mi se pare că trebuie să-i scoți. De ce? Întrebam că vreau și eu să-mi iau o mașină. Stați așa că mă sună Kenan, intru imediat.
Auziți? Mă auziți? Da. Cum mai zice... Facem și noi un roleplay de la șmecher? Nu, n-aș. Am pic de treabă. Ce? Am... Vinere. E când termin atunci. Când termin să spui să mergem să... Na. Vine imediat. Bună ziua, bună ziua. Păi, e rănit. Cam rău. E ok? E ok, șefu? Mi-e rău. În comă? Mulțumesc, domnul medic. Am fost rănit, am pierdut mult sânge și am leșinat. Vă mulțumesc mult. Ce faceți, băieți? Să trăiți. Bine, vorbeam cu băieții aici. Da, 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 sunt ok acum. Ești el sau mine? La Paco? Da. A plecat. Ce? De tot. Da. N-am nevoie de... Nu prea juca roleplay, pentru că... Nu-i vorba de roleplay, da. Ai admin pe server? Ce faci? Profiți de... Aia m-o răcăit mai tare. Profiți de funcție? Îți dai revive ăla, te omoră de 3 ori, tu îți dai revive de 3 ori. Ce l-am omorât de 2 ori și-o fugit cu mașina? Da, stați un pic, haideți să... că vroiam să vorbim despre treaba asta. Cu revive-ul. N-ar trebui să existe revive-uri, decât să existe smurdu. Ai nevoie... Asta-i.
I-am zis acum și la Vladimir că eu tot timpul mă consult cu Vladimir și vorbesc cu Vladimir și ziua și noaptea și băi, ce facem, cum facem, ce mai pune. Că vezi că singurul n-aș putea să iau deciziile și cu voi mai ales iau decizii, mai ales în adevăr, Vlad a spus un lucru bun, că dacă nu sunt medici pe hartă, nu poți să faci un roleplay. Nu-i numai aia, dar nu ți intră nimeni la mafia, la asta de medici, de-abia ți intră oameni. Da, dar momentan suntem și puțini. Asta e și timp pe server. Dacă eram 20-30 de jucători, cu siguranță mai intra și la medici. Nu, în momentul ăsta i-am șters adminul de cum a părăsit Fury. A părăsit Discord. Scurt. Că... Deci el mi-a spus că de ce i-ați chemat acolo? Păi cum, frate, zice că ne cheamă acolo și trage noi? Păi da, mă, a tras în tine, lasă-te jos. Scurt, nu-ți dai revive și-l omori. Păi cum vine asta? Că nu înțeleg treburile astea. Când l-a atacat pe David, a început să dea în el și atunci l-am omorât. N-am nevoie. David, da? Nu, n-am nevoie. Auzi, nu, credeți-mă că nu-s orgolios. Nu-s orgolios faptul că serverul e pe un host. Că până să fie pe un host, serverul tot omărs. La mine în PC. Nu-s orgolios faptul că voi donați, nu-s orgolios faptul că v-am pe voi, că ați venit voi și îi las pe ei. Nu, pentru mine toată lumea e egală. Ai admin? Atunci joacă, că este EMS. Când nu era EMS, da, și-o dat admin, revive, ok, dar este EMS. Scurt. M-a omorât unul. Vezi că m-a omorât unul. Deci... Nu vreau să fac diferență între nici unul. Te-ai dus frate? Mai... Du-te. Cine ești? Nu faci diferență. Dacă jucăm corect, cel mai frumos. Promit că cine iasă de pe Discord, nu îl mai primesc. Deci nu îl mai primesc. De-a. Și nu-l pot omorâ. Ascultă. Vezi că este un hacker aici. Hacker? Better of... Schimbă numele. Better of Dead. E 100.000. Nu pot. M-a omorât. Avea arme. Cum îl cheamă? Nu știu. Aici e 33. Îl văd. Better of Dead. Cine ori a intrat? Are o armă în mână. Da. Și te trage în mine. Noi, băi, lasă-l să tragă. Lasă-l să tragă. Are o altă armă. Admin menu. Player. Ah, ok. Deci îți respect, dar nu pot să-i... Nu pot să-i dau kill, că nu-l văd în admin meniu. Scrie schimbă numele la el. Home, ce arată? Cum? Home, ce arată? Better of Dead. Ok, nu e nicio problemă, lăsați-l un pic. Să văd ce pot să fac cu el. Clean Drive, Invincibil. Ok. Player. Online. Better of Dead. Noi, băi, lasă, trag în voi. Nu mergeți la ei. Nu mergeți la ei. La el. N-ai ce face, că trage. Vladimir. Better, ăla e hacker, dar nu mergeți la el, că vreau să văd ce pot să-i fac. Să nu mai ridic. Ba, ridică-te. Ridică-te, că a plecat din lângă tine. Lăsați-l, lăsați-l. De ce nu pot să intru eu cu adminul la el? Mi-a furat mașină. Paco. Gangsta. Hai că stau cu spectator pe el să văd ce faci. Stai cu spectator pe el. Îmi bag în poliție. Da, mi-a furat mie. Deci fii atent, mă duc la el. Stai așa. Nu te du. Ok, eu mă duc cu alt mod la el. Îl las eu, dar mă duc eu cu alt mod. Stai așa să spectate off. Mă duc până la tine. Ți-ai dat revive? Da, da. Dă-ți la poliție. Hai că vin până la tine. Vin până la tine. Eu. Să mă împuști. Să văd dacă... Unde ești? Her general. Portul player. Ai undeva unde nu... Mergeți de la poliție, mergeți în altă... Dar mă bag înăuntru, dă-i pace. Nu cred că poate trage. Acolo nu mai poate trage dacă te bagi înăuntru.
Stai așa că spun că nu cred, am murit. Weapons, evil weapons, infinite, infinite, infinite. Eu? Invincibile. Cădam acum. Stamina on off. Super jam, fast run. Gata? Trage în mine. Trage-mă în mine, unde ești? Băi, generale! Da. Hai afară, aici. Băi, mamă. Hai și trage în mine. Hai că te zbune mai încolo. Hai de te zbune cu de mașa. Na, nu trage, că mă omoare. Eu. Că-ți mor. Stai așa. Că-ți spun eu când se trage. Player. Ia, vezi acum. Trage-mă în mine. E ok? Da. Ok. Bun. Du-te la secție. Online. Better. Teleport. Am tras în el de 5 ori, nu mor. A, te morți, tăi. Hai să văd ce mai faci. Ia, ia în spate, să dai revive. În spate de tot. Aha. Bravo. David. Hai mă să văd ce faci. Am căzut de pe munte. Hai mă să văd ce faci, hai, unde ești? Unde ești, mă? E aici tot. Unde ești? Mulțumesc mult. Aici, Nilai. Mulțumesc mult. Da. Da. Da, am căzut de acolo. Știi cum îi face lui PC-ul acum? Okay. Ăștia așa fac deja. Îi las, okay, intrat. Mulțumesc mult. 33 are. Gata, vezi că s-a spawnat mai în dreapta. Uite jos, aici. Mai în față, așa. Mai în stânga ta. Mai în stânga, în stânga s-a spawnat în casă la mafie. A, nu, a ieșit, gata. S-a culcat, gata. Ai văzut cum se procedează? PC-ul ăla e. 33 are aici. Și s-a ars placa video. S-a plăcut, nu? Da. S-a ars placa video la ăla. Hai că m-am întors. Davidu-ț. Ban 33. Out. Gata, banul s-a pus pe 33. Dar ce-a făcut? Eu am treabă cu restul ce-a făcut. Hacker! Păi ce-a făcut? Cum așa? L-am rezolvat eu. Dar ce râdea Vladimir. Foarte bine. Ce râdea Vladimir. Stai că urc și eu. Vezi ce înseamnă spectator, Vladimir? Da, dar vezi că eu nu... Ok. Sigur ati s-o bugui tot. Deci ceva i s-a întâmplat, nu la PC. S-a bugui tot. Gen a ieșit forțat acum el. Păi s-a ars placa video. Deci dacă te uitai pe dacă te uiți pe partajarea mea, ia uite-te, că de-aia l-am pus pe general să trag în mine, știi? Uită-te un pic pe partajare. Uite ce, când mi le-am activat, ia uite ce pot să fac. Vezi? Vladimir. Da. Vezi cum fug? Da. Ia uite. E mult tot ce a făcut. Vreau și eu Superman de ăsta. Mi s-a înviat. Ia uite.
Și în momentul când l-am văzut pe el, asta mi-am pus-o. Și am tras în el jos, așa. Înțelegi? Dă-ne și nouă de-astea la... Și în momentul focul ăsta, pe mine nu m-a afectat deloc. Eu îl dețin, înțelegi? Gen... Și focul ăsta, pe el, i-a buguit tot jocul, i-a buguit. E un moment când am făcut așa, știi? Tot jocul i-a buguit. Tot. Știi? Dă-ne și nouă la smurt, dacă e nevoie. Trimite-mi rachete mai repede, știi? Asta e ideea unui admin, unui fondator, să aibă grijă de player. Băgăm pastile în el și pf, direct acolo. Și meniul ăsta, Vladimir, o să ți-l dau și ție, ok? Și-l folosești mai repede. Știi? Da, trimite-mi cu ăsta paracetamol și îi învie pe ea. Cu rachete. Da, uite, fii atent ce cu de asta trimiți, așa-i? Așa da, mă, da, cu de-aia. Uite, uite, uite cu de la, cu de la și de ăla e bus. Astea sunt artificiile de... Ia uite artificii! E de 1 mai, mă, de ziua națională a României. Eu lui Dani le-am dat. Ia uite asta. Cu astea trebuia să-i dau. Bă, dar jocul tău e mai mișto decât al nostru. Minele sus. Nu e mai mișto, nu crede. Ceea ce fac eu o fac pentru... Mi-a lovit mașina. Nu, ce am făcut acum. Băi, am fost... Ce-a făcut colegul? Voi să nu... știi? Da, na, glumesc, eu nu sunt... Ce n-ai? Știi, nu, pentru voi, deci... Asta e important, că de-am de server. Se zice, el e hacker? Stai că vin eu, o vadă hacker. Mă, poți să-l scoți din mașină, colegul? Păi stai că eu nu-s polițai. Șeful ajutor. Șeful ajutor. Deci un șef, stai cu mine cum ați luat. Nu. Ai acolo de niște. Ia auzi. Ce te trage, mă, Marian? Marian. Te-am spart roții. Da, frate, mor și tu. Păi să nu fugi, cine știe ce flic-flacuri faci tu. Să mă dau așa? Ia uite, bine. Ia uite. X, tu ești? Ia uite. Cum să stă cu mașina pe el? Ce fuge? La ăla! Mai ai, mă, mult la ăla? La ăla nu, nu mai e. Salut! Ce faci, mă? Bă, dar noi avem glanțe infinite. Uite, l-am oprit pe domnul ăsta și a încercat să fugă. Da, mă, dar eu sunt mort, practic, de ce să mă duc la sex sau ceva, de genul, eu sunt mort. Ia uite-l! Ce sunt? Uite! Superman! Păi ce băia de la spun nu se poate duce la... Mamă! Da, cum faci negoți cu pastile, cu droguri, cu ecstasy, cu nebuni? Mâine sus, mâine sus, că trag! Ia uite, mâine sus. Ce căutați aici, domnul? Ce căutați aici? Mașina. A, da? Îmi pare rău. Îmi pare rău, n-am știut. Lasă-l, mă, în pace. Că și-a mașină, n-am auzit. Ce ai pățit, mă? Ce-a pățit ăsta pe rău? Generale, ce-ai pățit? Ha? Băi, dar ați blocat tot traficul aici, mă. Păi ăștia au venit peste noi. Ia. Dar nu te pună dracu să dai cu bastonul mine. Ia uzi. Îmi iau mașină. Marian, cine-i Marian? E George. George. George, dacă ai dat cu bastonul în el, ți-ai luat glonțul în cap. Așa că? Nu unul, două, trei. Pleacă de lângă el. Ce-o
Air General. L-a omorât pe cheie. Mihai 76. Ce faci, mă, cu bastonul ăla? Ce? A, e Mihai, mă. Eu, Mihai, Mihai VIP. Dar mă, am vrut să zic că împrăștiați-vă în puii mei, că mai intră unul. Hai. Hai, destui bani de vopsea, nu te stresa. Bun, hai să-mi continui eu asta. M-a lovit Kenner de tăți bani. Aia zic, tate. Ce-a rămas? Au. Sunt bine. Sunt bine. N-am nimic. Ia de aici. Trebuie să sar pe mașină. Ce se întâmplă? Ah, mă tot calcă mașina. Trage. Asta e mașina? Da, nu. Da, acolo de, cred că de două ori. De ce tragi? Cine s-a zis? Bă, George, nu știu ce face, trage cu sniperul. Și după mine o tras. Am tras după un NPC. Dar știi că nu-i voie să mori NPC-ul, nu? Așteptați, așteptați! Nu avem loc. Sorry. Așteptați! Urcă la mafie, bă! Fiecare dată când mai faci așa, te împușc. Hai să mergem la primărie, să iau și eu pe cadourile astea. George, eu nu știu, în ce împușcă aia? Colegii lui. Dar cum îi zice, poți să iei decât bani de la cadouri? Ah, ok. George. Da, e foarte bine. Ce? Nu. Dar eu nu înțeleg de ce trăgea cu sniper-ul după NPC-uri. Dar și după voi a tras acum, doar de asta l-am omorât. Știu, dar i-am zis să nu mai tragă și trăgea și după noi și n-are voie nici el să tragă după NPC-uri, moca. Da, nu. Am cu cine povesti? Vă că scrie bani, cadouri și mașini. Cum? Da, am dat un gift box și îmi scrie că am primit unul. Mamă, din 16.000 am ajuns la 30.000. E bun.
Oh, nene Mutu. Nene Mutu, iară la bani. L-ați cam călcat puțin acolo, să-mi pun și eu niște bani. Domnul iară. Medic, l-ați cam călcat puțin pe domnul. Ai? M-a auzit? Da. Ce face? Bine. Salut. Salutare. Care trage după medici? George, cu George este probleme, auzi? Da, George, ar trebui să duci că se face GTA 5 online, să lase jocul ăsta dacă nu știe să-l joace. George, cum te scoți din treaba asta? Eu, motoarea greșeală, George. A? Următoarea greșeală e kick. Păi mai are câteva greșeli, aia e bumba. Mai are câteva 10 de greșeli. Probă, mă, kick. Exact. Când e puțin donat, Dani. Da, da, eu aș vota pentru... Când e puțin donat. Da, 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 mergem. Nu gândesc să-l scoatem. Numai că problema este că eu tot... Eu nu l-am prins la procurie ca să pot să-l scot afară. E la Fury, că Fury poate să facă tot ce e treaba. Păi da, Fiori, eu zis că să mă ocup eu, că păi nu vrea să bagi el în poliție. Da, Fiori e aici, știu. Poliție, nu e, dar dacă vrei să ți-o scot, eu ți-o scot în lipsa ta. Fiori, afară. Dă-mi și mie, Mutule, nenea Mutu, dă și la mine un inspector, un ceva, ca la mărâți. Du-te la secție și ia-ți. Ai auzit, Vlad? Vlad. Te duci la secție și te inspectă. O să-mi iau singur? Evident. La secție unde, mă? La birou? La mine, în birou, acolo. Da, la birou. David, și acolo. Tu vii mult în seara asta? La 12 vin. Adică ce? Păi, nu, no, la 11 jumate ies de la lucru. Da, te aștept? Da? Când nu, David? Nu, că s-a culcat, că oricum poți să-i scop pe gradul. I-ai reușit. Da. Nu, dar nu ascultă, vine, ne împușcă. Aolo, el mă doare capul. E David în mașină. Aolo, mă doare capul. Da, ce bun, da. Am uitat pe jos. Da, ce sunt pic să-l auzim pe băiat, ia zi. Ce? Să-l auzim pe Adi un pic, zi. Cum îți spune Fiori, dacă continuă tot așa, nu m-aș deranja nici dacă dai 24 de ore și se apă tușă. Nu, că eu l-am prevenit că îl dau de tot afară de tot. Că na, nu mi se pare normal. Eu nu l-am prins, iată, am primit și o reclamație legată de el, dar n-am apucat. Am fost eu aici, așa, am văzut. Trebuie să mai caut, cum îi spune... Să mai caut un chestor în poliție. Să-ți așa, vin imediat. Ai auzit, Vlad? Și pe cine să-l vrei să... Să mai... Îți spun tu. Trebuie să mai caut un lider în poliție. Vrei să mă simt? Hă? Mă simt. Am căzut sub hard. No. Ca să pot, că nu, uite, în cazurile de astea nu pot să iau decizii și nu știu. Eu am văzut pe live la... Pe live la DET am văzut. Am nevoie de ajutor, un admin. Dă și eu telefonul ăsta, că am intrat sub hartă și am murit. Fiori. Da. Poți să-i dai meniul lider de la poliția lui Vlad? La Vlad, care-i Vlad? General. General.
General, amiral cu dolari. Așa. Eu nu știu, eu știu de general, îi dau. Dar îmi zici ce miliție. Că am multe naibă. Poți să-ți iei consumația aia de chestor, general. Ba poate cineva să mă respawneze și pe mine sus? Că eu general, să fac, eu să fac. Generale, eu o să ies un pic din poliție pentru câteva zile. Vladimir? Da. Mă poți duce undeva că nu am mașină, n-am nimic sus. General, hai ce jos. Radiazi. Zi treaba aia că te băgat. Da, 13. Mersi. Ca să zice, s-o băga pe ăsta, ca să știe și el. Ce s-o băga? Ia zic, ia mult, ce s-o băga aici? Avem Caio Perico. Caio Perico, nouă insulă. Caio Perico. Avem o insulă. E numai bine, lasă că mă desturg eu pe afacerile, nu-i problema aici. Dar prea am nevoie de poliție, că acum sunt numai doi. Minunat. Bă, pe antenă, Vlad, o să te ocupi un pic de poliție, că eu o să am alte planuri. Cu școala de șofer. Nu, nu. Ce? Mă duc să fac droguri. Faci droguri? Exact. A? Am găsit jobul. Băi, mă ocup de poliție, dar numai eu cu David o să fie greu. Da, n-am. Păi nu că vin, dar vin și eu, numai că eu sunt așa un pic mai undercover, știi? Ok. Eu mă ocup de așa, mai în timpul liber, știi? Mai plec. Okay. Dar la nevoie... La nevoie intervin. Eu să iau deciziile, eu cu șeful. Exact, tu ai să fii, cum îi spune, un fel de șef de ăsta mascat. Da. Că tu ai să fii de văzul lumii, iar eu coordonez cu adevărat problema, să facem bani, că nu se mai poate.